Bună ziua, dragii mei! Sunteți pregătiți pentru o nouă lecție de limba și literatura română? Ce vom învăța astăzi? Astăzi, continuând seria despre textul argumentativ, vom aborda perspectivele opuse în argumentare. Ce este textul argumentativ? Textul argumentativ are scopul să convingă ascultătorii sau cititorii cu privire la o opinie sau un punct de vedere. În orice demers argumentativ, autorul acestuia apără o teză prin utilizarea unor argumente pe care le poate ilustra cu exemple. Să reflectăm timp de 5 minute asupra sarcinii pe care ți-o propui. Poți opri materialul video pentru a te gândi la ceea ce ai de făcut. Amintește-ți cum ai făcut să-ți convingi părinții să îți cumpere un obiect pe care ți-l doreai pentru că ai vizionat o reclamă, dar ei considerau că nu este absolut necesar sau util. Ce argumente ai folosit? Poți să te inspiri din următoarele imagini. Perspectivele opuse sunt cele de tipul pro sau contra. Îți propun următoarea teză. Elevii nu ar trebui să primească liste de lectură obligatorii. Haideți să vedem ce argumente pro putem construi. Listele de lectură indică o sursă valoroasă pentru formarea culturii generale. Ele ajută elevul să-și formeze gustul pentru cărțile bune. Îl ajută pe elev să ia note bune la școală. Continuă lista cu ideile tale. Pe de altă parte însă, listele de lectură îngrădesc libertatea noastră de alegere. Sunt învechite, pentru că reprezintă ce citea profesorul când era tânăr. Ignoră cărțile pe care le prefera acum tinerii, de exemplu banda desenată sau romanul grafic. Sunt inutile, mai ales dacă nu găsim cărțile recomandate. Continuă lista și tu cu ideile tale. Cum structurăm ideile pro și contra? Pentru a structura ideile pro și contra, pornim tot timpul de la o teză formulată. Apoi ne gândim. Argumentul pro. Identificăm ideile care susțin teza formulată cu care suntem de acord, crezând cu tărie că ele se potrivesc felului nostru de a fi. Susținem acest argument cu păreri, cu exemple personale sau culturale. Dacă însă suntem contra, identificăm ideile care infirmă teza formulată, cu care nu suntem de acord și care ne încalcă credințele, părerile și experiențele personale. Le susținem și pe acestea cu păreri, cu exemple, din lumea noastră, de zi cu zi, sau din ceea ce am citit. Structura textului în care utilizăm argumente și contraargumente, corespunzătoare ideilor pro și contra, seamănă foarte mult cu structura textului argumentativ. Vom avea astfel o teză. Dacă nu vă aduceți aminte ce este teza, ne amintim acum. Teza este ideea susținută de autorul textului argumentativ, care răspunde la întrebarea ce vrea să demonstreze autorul său și reprezintă o introducere sub forma unei judecăți de valoare. Un model de teză este următorul. Lectura este mai importantă decât vizionarea filmelor. Observăm că putem începe argumentarea cu menționarea tezei de dezvoltat în introducerea textului nostru, apoi ne gândim că teza reprezintă o stare de fapt față de care noi putem avea o poziție conformă sau contradictorie. Textul argumentativ care are aceste poziții pro și contra are și el ipoteză. Ipoteza reprezintă opinia emisă față de teza enunțată în introducerea textului argumentativ. Utilizăm pentru aceasta formule precum părerea mea este că, eu consider că, opinia mea este că, cred că. Un model de ipoteză este următorul. Consider că lectura ne ajută la dezvoltarea imaginației și la înțelegerea personală a lumii înconjurătoare. Ipoteza trebuie să conțină motivele pentru care noi ne asumăm o poziție pro sau contra tezei enunțate în introducerea textului argumentativ. Enunțarea motivelor te va ajuta să păstrezi rigoarea demonstrației tale și să construiești o argumentație solidă și precisă. Nu uita, în ipoteză deja te plasezi pro sau contra. Argumentul, enunțare și dezvoltare. Ce este un argument? Bineînțeles, așa cum îți aduci deja aminte, argumentul este o explicație sau o justificare prin care ipoteza este susținută. Argumentele reprezintă ideile pe care le avem prin asumarea unei poziții conforme tezei enunțate. Ele se bazează pe fapte, pe experiențe și pe păreri acumulate de-a lungul vieții. Pentru ca argumentele să fie convingătoare, este important ca acestea să fie însoțite de cel puțin un exemplu, o probă care să ilustreze ideea noastră. Putem formula mai multe argumente pentru ipoteză. Un model de argument este următorul.
Lectura ne ajută să ne dezvoltăm imaginația, aducând precum piesele unui puzzle elementele unui text în mintea noastră, navigând pe aripile fanteziei, umplând golurile lăsate de autor, deoarece niciun autor nu poate reda cu fidelitate realitatea. De exemplu, eu îmi pot imagina un nume de bază, chipul unui dragon, chiar și când autorul nu o face sau când știu că acestea nu au existat în realitate, pornind de la ceea ce cunosc eu. Utilizăm conectorii cunoscuți, în primul rând deoarece și de exemplu, și încercăm să explicăm ideea dezvoltată răspunând la întrebarea de ce. De asemenea, exemplificăm întotdeauna, raportându-ne la opinii, la presupuneri, la credințe, dar și la fapte și statistici. Contraargumentul este foarte important. Ce este un contraargument? Este o explicație sau o justificare prin care ipoteza este infirmată. Contraargumentele reprezintă ideile pe care le avem prin asumarea unei poziții împotriva tezei enunțate. Acestea se bazează pe fapte, pe experiențe și pe părerile acumulate de-a lungul vieții. Ca și în cazul argumentului, contraargumentele sunt mai convingătoare dacă sunt însoțite de cel puțin un exemplu, o probă care ilustrează concret ideea susținută. Un model de contraargument este următorul. În schimb, filmul ne oferă mult mai rapid satisfacția de a parcurge aventura prin care trec personajele preferate, putând astfel cunoaște mai bine realitatea în care sunt plasate acestea, mai ales dacă noi nu am avut ocazia de a trăi experiențe asemănătoare. Utilizăm conectori precum dar, or, dimpotrivă, totuși, în schimb, din contră, de fapt, în realitate, pe de altă parte, conectori care au rolul de a opune cele două argumente. Încercăm să explicăm și aici ideea dezvoltată. Și, bineînțeles, exemplificăm prin raportare la opinii, presupuneri, credințe, statistici și fapte. Bineînțeles, avem nevoie și de o concluzie. Concluzia reprezintă o încheiere cu rolul de a demonstra relevanța ideilor în care credem, pentru teza enunțată în introducerea textului argumentativ. Ea rezumă ideile în care avem cea mai mare încredere, ilustrând astfel poziția asumată, pro sau contra. Un model de concluzie este următor. În concluzie, lectura nu numai că ne ajută să cunoaștem lumea înconjurătoare prin experiențe inedite, dar majoritatea lucrurilor imaginate sunt complexe prin lumea descrisă de autor. Observăm că se reafirmă poziția asumată inițial, reluând sintetic argumentele. Și este introdusă prin conector precum în concluzie, așadar, pe scurt și prin urmare. Acum încearcă și tu. Ai 20 de minute pentru a îndeplini următoarea sarcină de lucru. Ce vei face? Redactează un text de 100 de cuvinte în care să argumentezi dacă ar trebui să existe reclame la console de jocuri scumpe dedicate copilor sau nu. Utilizează două argumente pro, respectiv contraargumentelor acestor. Vei urmări formularea opiniei privind necesitatea reclamelor, utilizarea două argumente diferite care scot în evidență opinia bazată pe fapte, dovezi, mărturii, impresii sau emoții, asociază câte unui contraargument corespunzător fiecare argument formulat, bazându-se de asemenea pe fapte, dovezi, mărturii, formulează o concluzie adecvată și utilizează conectorii potriviți. Poți opri materialul video aici pentru a rezolva sarcina de lucru mai ușor. Pentru că eu cred în educație, am creat acest material pentru tine. Îți mulțumesc pentru atenție și te salut cu drag. Profesor Anda Laura Sile.